Țările europene s-au grăbit să-și umple depozitele de gaze încă din timpul verii, în așteptarea unei ierni geroase care ar duce la creșterea consumului de gaz pentru producerea de energie electrică. Iar previziunile cercetătorilor de la Centrul European pentru Prognoza Vremii par să confirme temerile politicienilor și ale populației. Europa s-ar putea confrunta cu un val de frig chiar în luna decembrie. So this is not about White Christmas. It's not about Armageddon happening in December. We cannot say that, and nobody can realistically say that. For me, this is about, can we just relax because we had a very warm summer and so winter will be mild. And if you want, the answer at this stage is no, we cannot relax. There is still a very significant risk of having a cold outbreak. And if anything, the risk is slightly higher than usual in early winter this year. În această perioadă, în vestul și nordul Europei, vremea este destul de bună, însă decembrie ar putea aduce un front rece, tocmai din Siberia. Dar nici previziunile țavanților nu pot fi foarte exacte, așa încât nu se știe cât va dura această perioadă de gel. I think that if you want certainties, then you don't talk to scientists, you talk to priests. So science is the best tool that we can have. But if you don't agree to work with something else than certain absolute certainty, then go for religion. That's my answer. Așa că în săptămânile următoare, meteorologii vor fi cei mai ocupați oameni pentru a furniza informații cât mai exacte despre sosirea iernii.